Mai sunt câteva zile până la Crăciun și cu siguranță mulți dintre dumneavoastră sunteți în căutare de cadouri frumoase, originale, unice și pe cât posibil nu foarte scumpe. Dacă cei mici primesc de la Moș Crăciun aproape invariabil jucării, pentru adulți, cadourile sunt ceva mai dificil de ales. Noi am discutat cu câțiva consultanți și avem sugestii de cadouri cu prețuri pentru orice buzunar. De la 15 la 150 de lei sau chiar mai mult, dacă v-ați propus să fiți generoși. Decorațiunile de Crăciun sunt o idee bună de cadou atunci când mergeți în vizită. Un buchet de flori e întotdeauna bine primit, iar acum în preajma sărbătorilor, florăriile au pregătit buchete cu tematică de Crăciun. Nu uitați de dulciuri! O ciocolată artizanală e mereu o atenție deosebită, iar dacă vreți să fiți unici, mizați pe obiectele handmade. Florală, avem mai multe recomandări de aranjamente și de cadouri, de la dimensiuni mai mici și ușor de transportat, cum ar fi acesta. Este un suport din lemn cu plantă, cu zambilă și, desigur, decoruri specifice. Se încadrează și la un buget foarte mic, în cazul în care avem mai multe cadouri de oferit. Pentru o variantă mai elegantă, avem plante mai mari și mai elegante și plante cu flori de asemenea, o combinație de brad în cutie cu mini-roză, anturium și câteva crenguțe de ilex. Ori atunci când mergem la masa de Crăciun, chiar dacă probabil ne-am pierdut din obicei, ar fi foarte frumos să apărăm la mama acasă cu un buchet de flori. Am cel mai mic aranjament, începe de la 45 de lei, iar buchetele de flori și aranjamentele în cutie încep de la 150 de lei, cât de mult, desigur, se dorește. Eu le recomand bombanele umplute cu ciocolată și pastă de nucă de cocos. Scuze, nucă de cocos. Miez de nucă. Miez de nucă, da. Avem tablete de ciocolată care sunt cu fructe liofilizate. E o tehnologie nouă în gastronomie. Se îngheață fructul și se scoate încet lichidul și are practic același gust și culoare. Prune uscate și afumate, învelite cu ciocolată amăruie. Tabletele de ciocolată are 19 lei pe bucată. Prunele uscate sunt 18 lei și bombane sunt 22 de lei. Acest aranjament pe suport de lemn cu două buchete de lavandă și cu câteva accesorii, iar poate fi așezat pe o mobilă, într-o cameră, undeva unde să arate bine, un preț undeva la 35 de lei, să spunem. O altă idee, spunem noi, deosebită pentru un cadou altfel decât ceea ce este în mod obișnuit pe piață, este iată această fântână creată 100% handmade, cu lavandă, cu tulpina, cu cumpăna, toate sunt din lavandă. Materiale folosite la ea sunt, iată, în loc de găleată, o jumătate de nucă umplută cu lavandă, câteva conuri, câțiva mușchi și materiale reciclabile din care am făcut și lemn din care am făcut această fântână. Prețul ei este undeva la 80 de lei.